Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Suntem aici la Aradul Nou și vom aborda această stație, cum a frumos. Mă rog, e unicată de partea ei, ce pot să zic? Hai să merem, nu? Bun, e ora 18:56, joi. Mă rog, la voi îi... No, o fi când o fi. La mine aici e 29 aprilie. Seara 6:57 deja. Și suntem aici la pasarela asta de la Aradul Nou. Acolo în față e autostrada. Și de acolo vin trenurile de la Timișoara. Acum vine... Ei, focus, mă. Vine trenul Regio pentru Oradea de la Timișoara. Cu întârziere, sincer, că așa știu că la 4-7 trebuia să vină. Deja are 10 minute întârziere, ce puțin așa am văzut. Și ar mai trebui să vină și trenul de Balcani și ăla parcă întârzie, nu știu ce. Apropo, acolo aia e gara Aradul Nou. Am fost filmare de la Aradul Nou, aici rest n-am abordat stația asta, deci uite acum abordăm. Apropo, au fost aici, nu știu dacă ați văzut, probabil că l-am filmat aici când a venit trenul ăsta. Wow, interesant. O încărcat aici la camionul ăsta. Trenul ăla. Nu știu, e de cereale sau ceva. Și merge spre... merge spre Balcani? Ce caută? Trebuie să vină și trenul de Balcani, nu știu. Și marfarul ăla tot acolo vrea să meargă, văd că nu știu ce e. A, nu, face manevre, de-aia au mers până acolo. Dar de-aia zic că și Balcaniul trebuie să vină. Chiar din partea, opa, scuze. Deci din partea aia trebuie să vină, așa. Dar văd că întârzie și ăla, nu știu ce îi. Mă, e logic. Se încarcă vagoane de cereale aici. Înțeleg. Că aici îs mai us. Uite câte vagoane sunt aici. Mă gândesc că nu o încărcat așa toate aiurea, adică câte una așa cu camioanele până aici. Asta ține numai de când sunt aici aproape jumătate de oră. Ei, vine Balcaniul. Hai că mă duc pe partea aia la alta. Văd că pe linia asta vine. Să prindem un filmare bună. Aha. No, aia nu s-o da din partea aia, bine. Stau acolo. Periclitează circulația. Aha, pe linia 2 se bagă, văd că. Sau ce-o fi asta? Linie de aici. Da, și Balcaniul a întârziat. La 18:57 trebuia să vină și 19:03 acum. Deci o întârziat. Hai că merem jos, să merem mai departe. Bun, deci de acolo am filmat. Pasajul ăsta, aici am coborât jos și am venit. Și, mă rog, trenul e acolo. Și asta e gara Aradul Nou. Și aici întorc tramvaiele. Asta e tramvaiul Imperiu făcut în Arad. Linia 3. Aradul Nou, Făt Frumos. Făt Frumos e practic acolo unde mai filmam eu când trecea trenul bariera. Acolo, calea Revlai cu
DN7 galeria, mă rog. A, pleacă și tramvaiul. Bine, asta așa în paranteză, că nu ne ocupăm acum cu tramvaie. Apropo, trenul de Vâlcai, nu? Păi, aici sus să se bagă, puteți să vă uitați când a fost la Vâlcani. Sau, mă rog, și la Vâlcani, și la Sfânt Nicolau Mare Vâlcani. Așa că, două materiale, drumul și stația de acolo. Check it out! Da, e o vedere faină de aici, sincer, când vine un tren, poți să... Vezi bine, oricum, ăsta așteaptă ceva, ce am văzut, trebuie să vină de la, mă rog, Regio de Oradea, înapoi, spre Timișoara, tot așa. Uite, uite că vine, pe linia 1, 2, 3, 4, 4, tren Regio de Oradea. Văd că pleacă și ăsta, opa, scuze, hai să filmez ca lumea. Asta vine, asta pleacă. No, tare. Hai că pleacă și asta. Am trecut și peste asta, am abordat, hai să ne vedem de treaba noastră. A, locomotiva aia se manevrează iară, văd că se duce iară, cred că la după un alt vagon ca să încarce. Deci 1871, atunci sudat folosinței, arat Timișoara și, bine, tramvaiul acolo și... No. Hai să nu stăm aici aiurea, acolo e pasarela unde am fost. Marfarul ăsta, cereales, că am văzut că acolo în față încarcă. Cred că o să vedeți și voi. Da. Și 1975 s-a electrificat. Da. Partea liniei 310. Arad Timișoara. Mai încoace, aici întorc tramvaiele, după cum se vede, și drezina asta, da, n-am multe ce să zic, viteza maximă 80 la oră, wow, da, 80 la oră, mă rog, hai că am venit mai încoace, aici să vă filmez și din capătul ăsta la alt. Bine, eu am venit cu bicicleta până aici, că Aradul nou e cam departe de unde stau eu, n-am vrut să vin cu tramvaiul, că no, n-am vrut. Tot mai fain. Dar uitați-vă ce vreme frumoasă. În sfârșit vreme frumoasă. Am venit așa să ies frumos aici la aer liber, la natură, așa. De ce să nu? Nu știu cât vedeți voi. Secția 3 Timișoara, districtul exploatare utilaje Aradul Nou. Secția 3 Timișoara, districtul 9, linii Aradul 9. Pe partea dreaptă, ultima ce am zis. Partea stângă, prima care am zis. Da, nu vreau să zic nimica, dar aici sunt cam oameni dubioși, sincer. Nu vreau să fiu pe jurul lor. Și de-aia am plecat de acolo. Pot să mai filmez și pe mine, nu? Că sunt aici. Îmi place. Deci nu puteam să stau acasă să editez. Mă rog, am editat în avans, dar nu pot să stau acasă să editez. Hai să vin afară să filmez, nu? Să fac vlog, să fac material pentru voi. Uite aici.
Doamne ajută, uite. Mie îmi place chestia asta. Îmi place foarte mult să fac asta. Nu știu ce e, dar după atâtea vremuri sunt unii care îmi zic că la video, nu vorbesc despre mare lucru și din astea, dar sincer, voi ați fost la Cenad, voi ați fost la Vălcani, voi ați fost la Sfânt Nicolau Mare, voi ați fost la Cruceni, voi ați fost la Jimbolia, voi ați fost la Lovrin, voi ați fost la Nerău, cei care comentează așa că nu vorbesc despre nimic. Poate sunteți voi mai deștepți așa, dar nu. Sunt mulți hateri, ce am observat, mai ales pe forumuri acolo la Facebook. Comunitatea aici pe YouTube e destul de ok. Adică, bine, și YouTube-ul filtrează, dar pot să zic liniștit că aici este o comunitate care se poate numi așa de treabă. Deci, mulțumesc frumos. În momentul ăsta ce am văzut, am deja 189 de abonați. Dar probabil o să bag aici, uite, aici. Să vedeți și voi. Și no, vă mulțumesc tare mult. Nu de mult am avut 100 și deja imediat am 200. Dar datorită numai vouă, pentru că distribuiți, pentru că dați like, pentru că vă uitați. Și cu cât mai mult vă uitați și comentați, și aia e foarte important să știți. Numai așa o să creștem și nu eu, voi. Voi sunteți pentru cei pentru care fac asta. Nu neapărat pentru mine. Eu aș putea să mă duc așa oriunde, orice, oricând. Și nu ar conta. Dar uite. Uitați, merg în locul în care alții nu se duc sau foarte puțini se duc. Deci, și vorbesc, deci vorbesc despre istoria lor. Și voi vedeți dacă vă interesează, acum nu știu, care e situația acum, care e istoria liniilor. No. Și hai că am vorbit deja destul. Deci să mai arăt și de aici ce mai e. Deci, de-aia zic. Datorită vouă vom crește aici, că nu eu vreau să cresc, voi beneficiați de tot ce fac aici, pentru voi fac asta și vă mulțumesc din suflet, sunteți cei mai tari, haideți să mergem.